Hai de lupul la mea pe Băsescu. Mamă, ce mă mănâncă căpățâna aia, că nu mai m-am spălat de nu știu cât timp. Celab de la butic. E băiat cu rețel, băiat iubițel. Când m-a văzut pe mine jegos, a zis, eu sunt iubițel cu chelios. Băi, nasol, eu am păros. Tu ai chelios, tu știi cu ce te pieptem tu? Cu prosop? Eu mă pieptem cu irsop. Tu stai la șopu, eu stau la scopu. Tu stai la taridoscop și vezi așa, da, da, da. Eu stau la calendarul. Tu stai la penarul, scos pixul. Eu deja am consumat mai multe. Tu ți-ai început viața sexuală cam târziu. Eu mi-am început-o atunci când trebuia. Adică la 3 ani. Nu chiar la 3 ani, eu la 3 ani. Eram mai mare. Aveam câțiva ani. Dar nu eram încă la școală. Sau că eram. Cam până la 6-7 ani. M-a violat două gagici. Mai bătrioare. Avea 30 și ceva de ani. Ale dracu, m-a violat. Sunt violat. Sunt traumatizat. M-a întrebat, băi, băiatul, vrei să-ți facem ceva? M-a trimis mama cu tata la alea. Dar am uitat că era traumatizat copil. Am înțeles. Și aia sex. Dar erau două sexe. Da, nu știu de ce pula mea în adolescență aveam ideea. Acum îmi explic eu. De aceea aveam eu ideea. Vreau să vă zic ceva de mutat și mutata, dar cu ce mă episodul următor. Mamă, ce rău mă mulea. Ala, am vorbit de rău pe Păsesc, cum a blestemat Dumnezeu, care e cu Dumnezeu și cu Păsitor. Aia mă doare pe mine, cu preoțul, cu toate. Cu gașcă de preoț, taraf de preoț. Că sunt preoți și preoți, știi? Și nu mai mi-aduc aminte. Dacă încerc să-mi aduc aminte episodul cu sexul, de gagici, da, nu vreau. De ce? Revin în copilărie, fac așa o chestie. Se poate face. Printr-o autohipnoză ceva. Sau folosesc altă metodă, o regresiune ceva. Dar nu. Dacă mintea mea am vrut să uite și eu mi-am adus-o aminte de avea anul trecut. Cum mi-am adus aminte? Din afirmațiile și lui mama și lui tata. A observat ceva. Și eu, episodul mai ales că am memoria foarte bună și pula mea, panacă, mai am sincope și goluri de memorie, că beau. Bei, e normal. Deci eu pierd memoria numai la crize de epilepsie, doar în perioada aia, știi? Când se întâmplă. Și durează tot ceva dintre aia. Depinde, dacă să mor de bea, durează mai mult. Adică intru și în coma alcoolic. Și în coma alcoolic, atât. În rest, mi-aduc aminte tot. Și în afară de perioada, deci perioada cu sexul ăla, cu gagicile, pentru că eram copil mic și nu înțelegea și mai bine o las așa. Doar că știu că a fost. Și chiar a fost pentru că mi-aduc aminte doar că m-am dus la gagici. Că mă gândesc să mă au putea toată asta. Că avea mulți prieteni, pula mea de gagici. Și m-a trimis acolo și aia avea o prietenă și... Chiar am băiat. Cred că mie oricum plăcea gagicile, că gagii se uită la gagici, de mici. Și s-a întâmplat. Ce mai întâmplă? S-a făcut matul cu gagici. La băieți violați, nu prea se pune la fete, mai problema. Și deci n-am cum demonstra în mod juridic că m-a făcut. Înseamnă că mi s-a spus la pula. Ce dracu m-a făcut? Dâmpite și alea, mă, pula mea, zisem.
Ce puțulică avem de 3 cm? Ce pula mea am de pula mea? Că mă uitam la pula mea pe mine. Cât dracu să-i dăm copilul privat? Fetele, acum atât am ștangă. De ce nu veni la ștanga mea? E, acum nu. Acum sunt și bobărici, însă trebuie să le refuz. Și oricum sunt în perioadă de la cifăstrie, de schi. Zic, fetele. Femeia lui Dumnezeu, du-te cu Dumnezeu, aia vreau să mă fuc cu Dumnezeu, vreau să mă fuc cu tine, în gazul ăsta. Să facă patru pete, că după aia nu știu ce fac. Ce? Dacă fac ceva, pare să fac o bipedă, nu cu o patru pete. Fac eu cum iubire mă vată. Iubire? Iubirea Domnului. Domnule, mai ai domnul pe aici? Ai un domn? Pe unde l-ai ascuns întrebarea? Eu nu l-am ascuns, mată. Aaa, tu ești domnul, vorbim la persoana treia? Sau a doua, sau a treia? Nu știu foarte câte viteze am dat. Văd că ai o viteză în marșalier. Și nu vreau să-mi aduc aminte, dar sunt cel mai tare. Și după m-am făcut la 18. Bine că am uitat episodul, dar nu știam de ce am fantezii cu două gagici. Tot timpul am avut fantezii cu două gagici, oricum i-am îndeplinit fantezia și cu mai multe gagici. Dar depinde, cu două gagici cel mai mișto. De ce poate băiatul? Și nu știam de ce mi s-am chistat asta în creier. Am mers să explic ce am. Păi așa am început eu cu două gagici. Dacă încep cu una, ai fantezii cu una. Și de obicei încep cu una. Îți dă seama să sunt aceștia care fac orice, trag ceva cu una. Da ceva în rușdie. Ăștia mai tineri care au pus posibilități. Alții nu vor. Să se uită la ea. A, ce perversiune. A, eu n-aș face ceva. Că îți dă seama, nu tot se bagă ora pupilor acolo. Păi așa uite. A, mamă, ce-i face? Aia, aaa, face, băi, mai ușor cu fata, ce-i face, o doare? Aia, nu, nu, mă doare, ăla mi se rupe. Ăla, băi, sună la 112, îi se rupe la ăla. Nu sună, mă, dă-te în pula mea. Ăla, vrei să mă futești pe mine? Da, eu stau și mă filmez. Ăla, băi, nu ne filma, ne dai pe internet? Nu vă dau. A, vrei să te masturbezi pe video că te uiți la noi? Băi, să te dracu, te dau pe internet! A, nu! Bare bagă-ne blur pe pizdă și pe pulă!